Dragoș Bena, președintele Consiliului Județean, a revenit asupra refuzului de a prelua Spitalul Județean și Spitalul de Pediatrie. Hotărârea privind preluarea celor două unități spitalicești a fost aprobată miercuri în ședința extraordinară a Consiliului Județean Bacău. Spitalul Județean de Urgență Bacău și Spitalul de Pediatrie sunt singurele din județ care nu au fost transferate administrației locale până la termenul fixat de minister 10 iulie 2010. Dragoș Beina, președintele Consiliului Județean, a pus două condiții. Ministerul Sănătății să revină asupra deciziei de a reduce paturile și să acopere datoriile extinse la 30 iunie 2010. Otilo Ceche, ministrul Sănătății, l-a trimis pe secretarul de stat Cristian Irimie să negocieze cu președintele CJ. La întâlnire au participat și 15 medici care au luptat pentru fiecare pat din secția lor. S-au spus multe atunci, în parte, în multe avea dreptate și ministerul reprezentat de domnul Irimie, la multe aveam și nedreptate, cei de la Consiliul Județean și medicii din Spitalul Județean de Urgență și Spitalul de Pediatrie. Cineva spunea că e o ședință care a fost un eșec total. Nu a fost vorba de niciun eșec, pentru că acea întâlnire a generat schimbarea atitudinii Ministerului. Minister care, prin vocea domnului ministru vineri anul trecut acum, a precizat că va răspunde pozitiv la doleanțele Consiliului Județean legate de numărul de paturi și la Spitalul Județean de Urgență și la Spitalul de Pediatrie, fapt pentru care, evident, s-a deblocat și poziția noastră a Consiliului Județean. Dragoș Beina a cerut Ministerului Sănătății să dea înapoi 70 de paturi Spitalului de Pediatrie și 75 Spitalului Județean de Urgență. Numărul paturilor a fost redus printr-un ordin de ministru, deci revenirea se va face la fel. Se speră că Otilo Ceche va semna cât mai repede acest document. Până la acest moment nu a apărut ordinul ministrului, dar nu am motive să cred că domnul ministru Ceche va proceda altfel decât cum a spus pe telefon în mine. Astfel că astăzi putem discuta preluarea managementului asistenței medicale a Spitalului Județean de Urgență Bacău și a Spitalului de Pediatrie. Expunerea de motive practic ați parcurs-o. Problema datoriilor este reglementată până la 31 martie anul curent. Transferul ansamblului de atribuții și competențe se va face pe bază de protocol de preluare încheiat între Direcția Sanitară și Consiliul Județean. Dragoș Beina afirmă că Ministrul Sănătății va restitui Spitalului de Pediatrie 40 de paturi, iar Spitalului Județean 60 de paturi. Medicii sunt mulțumiți că reducerea e mai puțin severă și că spitalele vor fi preluate în sfârșit de CJ. În acest fel vor ști și ei cine îi finanțează și cine le va fi director. Mihai Kim i-a mulțumit președintelui Consiliului Județean în numele Corpului Medical că s-a luptat pentru cele două spitale. Datorită poziției pe care a înțeles și a avut-o președintele Consiliului Județean, în persoana domnului Benea, și tăriei cu care a susținut cauza, pentru că, vedeți, dumneavoastră, alte județe nici n-au avut intenție să provoace discuții de genul acesta. Una peste alta, consider că a fost un succes, toate diligențele noastre și-au atins scopul. În privința arieratelor a rămas așa cum a vrut Ministerul Sănătății. Datoriile înregistrate după 31 martie vor fi preluate de administrația județului. Transferarea celor două spitale se va face prin protocol de predare-preluare încheiat între Direcția de Sănătate Publică și Consiliul Județean. Pasul următor va fi numirea unui director interimar în fiecare din cele două unități până la organizarea concursului pentru postul de manager.